atunci vorbim despre o anchetă complicată într-un caz cu acuzații de viol între minori. Un adolescent ar fi fost drogat, răpit și abuzat sexual de doi colegi de liceu în timpul unei excursii la munte. Ororile ar fi fost filmate și apoi distribuite pe internet unor indivizi neidentificați. Care... Vorbim despre un dosar extrem de grav, clasat inițial din lipsă de probe. Alex Prunan ne spune ce a făcut pe procuror să redeschidă această anchetă. Bine v-am găsit, oribilele fapte s-ar fi întâmplat în luna octombrie anului trecut, în timp ce elevul se afla împreună cu mai mulți colegi într-o excursie organizată în județul Harghita. Au fost cazați în mai multe căbănuțe iar din spusele băiatului, în toiul nopții, în timp ce dormea deja, mai mulți colegi au intrat peste el în cameră și l-ar fi drogat cu o substanță aplicată pe un prosop pe care l-au pus mai apoi pe față. L-ar fi dus într-o altă cabană, unde l-au abuzat sexual, folosind pentru asta inclusiv un corp dur. Mai mult decât atât, întreaga întâmplarea a fost filmată, iar clipul video cu tot ce s-a întâmplat a fost distribuit mai multor persoane din liceu. Părinții băiatului au depus plângere la DICOT și la începutul anului au început cercetările, dar șase luni mai târziu, procurorul a decis să claseze cauza din lipsă de probe. Asta, deși adolescentul i-a indicat pe toți cei care l-au abuzat, dar și martorii care au filmat totul. Nu s-au aprobat nici percheziții domiciliare la cei suspectați de fapte, iar telefoanele ajunse pe mâna procurorilor, e posibil să fi fost cu totul altele decât cele cu care s-a filmat, mai spun părinții tânărului. Tatăl victimei a depus o cerere de reevaluare a dosarului către șeful Dicot Brașov, iar acum ancheta va fi redeschisă, urmând ca toți elevii să fie reaudiați.